Bun găsit în studioul UVT Media Hub. Sunt Mihala Gurescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. UVT regional s-a aflat în județul Brașov. Elevii au avut ocazia să participe la prezentări și discuții interactive despre programele de studiu ale UVT, unde au aflat detalii despre facilitățile oferite, evenimentele UVT și oportunitățile de practică și angajare ale partenerilor economice ai universității. Cu ocazia deschiderii oficiale teme 2023 am avut onoarea de a fi vizitați de ambasadorul Coreei, excelența sa domnul Capsuri, ambasadorul Iordaniei, excelența sa domnul Sufian Eschiudach și doamna Maria Micaela Osola Revilia, însărcinat cu afaceri consulare, culturale și administrative la ambasada Regatului Spaniei în România. În cadrul celor trei întâlniri s-au abordat subiecte precum intensificarea numărului schimburilor de studenți și cadre universitare și dezvoltarea de proiecte comune. Seria de evenimente UVT care coincid deschiderii oficiale teme 2023 a început cu o competiție de șah intitulată Șahist Artist la UVT. Zeci de oameni de toate vârstele au luat parte sâmbătă la competiția care a îmbinat arta cu șahul, prin intermediul căreia au creat propria interpretare a unor partide de șah folosind tehnici de artă decorativă. Rezultatul acestui demers este expus timp de o săptămână în holul central UVT. Seria de vizite internaționale la UVT a continuat sâmbătă cu vizita delegației Ambasadei SUA în România, condusă de excelența sa doamna ambasador Kathleen Cavalec și vizita delegației Ambasadei Statelor Unite Mexicane în România, condusă de excelența sa, doamna ambasador Amparo Erendira Anguiano Rodriguez, alături de care s-a aflat domnul Adrian Bădescu, consulul onorific al Mexicului în Timișoara. Printre temele abordate s-au numărat stagiile studențești, proiecte comune de cercetare și intensificarea relațiilor de parteneriat universitar. Europa încă o haină prea mare pentru majoritatea dintre noi, spunea Peter Sloterdijk, Câteva gânduri despre Europa de azi ne-a adus față în față sâmbătă în aula magna Universității de Vezi din Timișoara cu unul dintre cei mai reputați filozofi contemporani. Acest eveniment a făcut parte din programul cultural Timișoara 2023, capitală europeană a culturii. Duminică v-am dat întâlnire la un alt fel de branci, unul cultural, cu ocazia deschiderii programului Timișoara 2023. Scriitoarea Adriana Babeți, cadru didactic UVT, Coordonatoarea volumului colectiv Dicționarul Romanului Central European din secolul XX ne-a propus o întâlnire specială dedicată dezbaterii despre literatura central-europeană. Evenimentul s-a desfășurat la librăria la două bufnițe și a făcut parte din programul Cultural din Șoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. Duminică seara ne-am bucurat de o discuție demnă de o capitală culturală între două personalități de calibru, Peter Sloterdijk și Andrei Ujică începând cu ora 18, Aula Magna Iancurea UVT a devenit un spațiu de dialog și de cugetare în cadrul unei teme inedite despre vechile suferințe ale luminii la coborârea în întuneric și noile ei mari înfăptuiri în băile cu seruri de argint. Evenimentul s-a desășurat sub genericul la OVT Cultura este Capitală și a făcut parte din programul cultural Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. Începutul săptămânii ne-a adus bucuria și mai ales onoarea de a-l primi în rândul comunității noastre academice pe domnul Peter Sloterdijk, unul dintre cei mai cunoscuți și inovativi filozofi contemporani. Ceremonia de acordare a titlului onorific s-a desfășurat în data de 20 februarie în amfiteatrul A01 UVT. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de UVT Media Hub.